Nu ratați Eroi în pijama la Disney Junior! Dar acum e timpul pentru un alt moment magic! Astăzi, Romeo încearcă să înghită jumătate de oraș cu aspiratorul lui uriaș. Eroi în pijama! Trebuie să-l opriți orice ar fi! Super PC Dungi! Iar pe deasupra, Romeo nu e singurul rău făcător pus pe rele. Cum putem rezolva aceste două probleme? Oare una ar putea fi o soluție pentru cealaltă? Nu cred că e o idee așa de bună. Nu, e o idee grozavă. Curaj, Eroi în pijama! Te-am prins acum. Aha, bunul meu prieten pisoi. La nou robot, dansează pentru el, dansează! Să dansezi, stăpâne? Dar ai spus că dansul e interzis. Dansează și nu te opri până nu-ți spun eu. Da! Ha, foarte bună treabă, maimuță Gu. Robot, ce faci aici? Un mic număr de dans? Un copil maimuță care vorbește? Ce urmează? Pleacă din fabrica mea! Se apropie bufniță. Te-am prins! Hei, dăm drumul! Scuze, Romeo, se pare că nu vei lua parte la asta. Centura! Ce de butoane colorate! Încerca să mă prindeți! M-ai încercat! Bibi, buba, bibatu! Nu mai apăsa pe butoane, maimuță Gu! Vin acum! Elicia de spate activată! Lansarea fabricii către spațiu! Maimuță Gu, nu! Dai cât de nemișcat poți, maimuță Gu. Rezolv eu asta. Nu! Ups, coada blocată. Asta nu e bine. Bufniță, șopii, ceva noroc cu salvarea? Scuze, pisoi, ai ajuns prea departe, prea repede. Nu putem ajunge la tine. Atunci trebuie să rezolv asta. Dar cum? Apasă butoane colorate, așa poți. Nici măcar nu știm ce fac butoanele astea. Albastru face zgomot, verde face mai mult zgomot, maro face ciocolată caldă. Îți amintești de toate? Hi-hi-hi. Bine, găsește-l pe cel care controlează aspiratorul. Ușor, cel roșu și mare. Întoarce la stânga. Acum activează aspiratorul. Da! Bine! Poate că situația a ieșit puțin de sub control. Dar ideea n-ar trebui respinsă doar pentru că e diferită. Da! Când echipa are destul curaj și încredere, ideile cele mai trăznite se pot transforma în soluții grozave. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri și nu ratați serialele voastre favorite la Disney Junior!